Săptămâna Europeană a Sportului a fost oficial deschisă. Evenimentul care a marcat deschiderea a avut loc la Palatul Culturii Teodor Costescu, unde au participat atât prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, cât și inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți, Alin Tomoescu. Evenimentul de astăzi a dat startul manifestărilor prilejluite de Săptămâna Europeană a Sportului. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a vorbit despre importanța activității fizice în viața societății noastre, aducându-ne aminte de zicala minte sănătoasă în corp sănătos. O legătură puternică între toate elementele unui om și ne referim la nutriție, la sănătate, la odihnă, la dozarea cât mai mică a stresului, dar și mișcarea contează foarte mult în această ecuație. Așa că pentru a avea oameni sănătoși, pentru a avea o națiune sănătoasă, un popor sănătos, este nevoie și de sport, de educație sportivă, de mișcare în general. După părerea mea, asta ar trebui accentuat și la nivelul tineretului. Trebuie dusă o politică foarte vehementă pentru tineri. De asemenea, și reprezentanții ai primăriei au fost prezenți, fiind o instituție care a fost un sprijin esențial în organizarea activităților sportive în orașul nostru. În municipiul Drobeta-Turnu-Severin, activitatea fizică este susținută necondiționat de primarul Marius Creciu. Cred că în ultimii 25 de ani am fost un colaborator constant al Direcției de Tineret și Sport și sunt legat sufletește de această instituție care în decursul acestor ani peste 20 a suferit foarte, foarte multe modificări, foarte multe restructurări care nu au adus altceva decât întârzieri financiare, cum este și în acest an. Suntem alături, chiar și în această săptămână a tineretului și faptul că văd în sală mulți reprezentanți de la cluburile sportive. Mare atenție, noi avem în cadrul primăriei o comisie care evaluează proiectele de tineret și sport, mai ales juvenil, și luna decembrie este una foarte importantă în care vă rugăm și foarte insistent să depuneți proiectele din Drobeta Turnu-Severin pe aceste ramuri, dar luna decembrie, pentru că am avut surprize cu întârzieri și nu aș vrea ca cineva să creadă că nu evaluăm toate proiectele din Drobeta Turnu-Severin. Din acest punct de vedere, într-adevăr, domnul primar este un fost atlet, un om de sport care de când este primar, cred că s-a simțit, mai ales la nivel juvenil, și sperăm să vină rezultatele cât mai mari și cât mai concludente, dar, repet, bugetul se face la început de an cu proiectele depuse în decembrie. În viața socială contemporană, atât oamenii obișnuiți, cât și personalitățile politice și culturale apreciază sportul ca fiind un fenomen cu funcții speciale în dezvoltarea individului și prin implicațiile sale socio-economice. Este foarte adevărat că avem tot sprijinul autorităților locale și așa cum a spus domnul prefect aici, că ne acordă în continuare sprijinul, vă promit că de fiecare dată să solicităm, fără autorități locale, cu banii pe care ne dă ministerul, nu putem să facem absolut nimic. Până astăzi. La eveniment a fost prezent și inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți, Alin Tomoescu, care a transmis cât de importantă este activitatea fizică în viața noilor generații. Cred că elevul are datoria nu numai de a dobândi cunoștințe, abilități, ci și aceea de a dobândi o personalitate, un caracter. Școala nu trebuie să ofere doar predare și asimilare de cunoștințe. Trebuie să ofere și un complex educațional, printre care se regăsește și acesta de a forma caractere și personalități. La nivelul județului, cetățenii sunt încurajați să facă mișcare. Avem profesori pregătiți, dar și spații adecvate pentru desfășurarea activității fizice. În ultimul timp, în tot Mehedințiul, regăsim săli de sport moderne, dar și aparate de fitness pentru mișcare în aer liber. De asemenea, în municipiul Drobeta-Turnu-Severin au fost amenajate piste de biciclete la cele mai înalte standarde pentru a încuraja cetățenii să folosească și alte mijloace de transport în afară de autoturisme.